clădirii. Incendiul s-a manifestat în 3 camere pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Am intervenit cu 4 auto speciale de stingere cu apă și spumă, o auto specială de salvare de la înălțime, o auto specială de descarcerare și 3 echipaje de prim ajutor, dintre care unul de terapie intensivă mobilă. Ca și victime au fost o persoană carbonizată decedată și 2 persoane care au solicitat prim ajutor fără transport la spital, cu atac de panică și intoxicate cu fum. Puteți spune ceva despre cauzele incendiului? Cauza incendiului este în curs de stabilire. Momentan nu vă putem comunica cauza exactă incendiului, de unde a pornit incendiul. Camerele acelea erau birouri, erau ce? Camerele erau stil garsonier de locuit. Toate camerele erau locuite. S-au evacuat aproximativ 50 de persoane până la sosirea noastră la locul incendiului. Cum te-ai numit? Capitan Mirca Nicolae, îi se bucurește. Ok.